credincioși și încred în Domnul. Puterile lor se înnoiesc. Tatăl nostru, stăm înaintea întregului univers, înaintea cerului și înaintea pământului, cu dorința sinceră ca Duhul Sfânt să se reverse asupra acestor doi tineri și viața lor să fie reînnoită prin puterea Lui. Dorim ca acest semn, acest simbol al apartenenței lor, botezul prin scufundare, să marcheze un nou început al vieții lor. Un început de viață în care prezența Ta să fie trăită în fiecare zi. În care încrederea lor deplină în Tine să fie reînnoită în fiecare zi. Și această credință să le dea putere să se înalțe deasupra dificultăților vieții și ori de câte ori se confruntă cu ele, Tu, Tată, să-i ridici deasupra lor prin puterea Duhului Sfânt. Te rugăm ca prin ei să se împlinească cuvântul prorocului care spune și vor alerga și nu vor obosi, vor merge mai departe și nu vor osteni. Așa să fie cu cei doi, așa să fie cu fiecare, în numele Domnului Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin.